Am auzit de multe ori o concepție foarte greșită pe care oamenii o au cu privire la aditivi. Și anume faptul că producătorii auto nu recomandă să folosim nimic din ceea ce înseamnă aditivi. Sunt aditivi care într-adevăr nu se folosesc la mașinile noi sau poate că într-adevăr producătorii auto nu agrează anumite tipuri de produse, anumite tipuri de aditivi pentru mașină. Însă, sunt producători precum BMW care au proprii aditivi, da? În siglă proprie, deci aditivi originali. Și scrie pe produs BMW Original Service Products. Cu alte cuvinte, sunt aditivi care se folosesc într-un mod profesional, chiar de către ei sau de către servisuri. Deci, Original BMW Service Product. Ăsta este un aditiv de curățat injectoare sau de curățat sistemul de injecție sau de prevenție a apariției coroziunii sau de alte probleme la sistemul de injecție. Atât ăsta, ăsta e pentru diesel și 53 de lei. Ăsta este pentru benzină, echivalentul ăstuia, tot 53 de lei. O să bag și eu în BMW-ul X3 pe care l-am pe benzină. Scrie Twin Power Turbo Original BMW Service Products, de asemenea Fuel Additive Petrol. Deci nu trebuie neapărat să ai turbo ca să folosești acest aditiv, asta e doar o denumire comercială. Și îți și spune pe el, la ăsta îți spune că 100 de ml la 45-75 de litri de carburant, deci la un plin. Și la ăsta spune la fel, 40-80 de litri, bagi un aditiv. Deci și producătorii folosesc astfel de produse, iar aditivii în general, dacă vin din partea unor producători renumiți, precum Liqui Moly, Ravenol și așa mai departe, sunt aditivi care sunt gândiți pentru majoritatea autovehiculelor. Da, nu este indicat să folosim aditivi în cazul în care mașina sau motorul, anumite componente, au deja probleme grave mecanice. Ne sună foarte mulți clienți, domne, am și un injector bulit, dacă bag un aditiv se rezolvă. Nu știu, frate, dacă ai cancer, ia o vitamina C, vezi dacă îți trece. Astea sunt niște suplimente, sunt niște produse de întreținere, de prevenție, de prelungire a vieții sistemului de injecție. Nu le folosești ca să rezolvi o problemă, le folosești ca să previi. Acum, că ai mașină nouă, că n-ai mașină nouă, un astfel de produs nu are ce rău să-i facă, atâta timp cât respecti ce-ți spune în instrucțiuni. Sincer, ăsta nici măcar nu are instrucțiuni de utilizare mai detaliată, așa cum se regăsesc pe produsele de la Liqui Moly. Adică ai detaliat instrucțiuni la Liqui Moly, dar, în general, un aditiv din ăsta, după ce îl bagi la un plin, se consumă plinul, 2000 de kilometri, nu mai bagi alt aditiv. La fel și în cazul ăstuia, ăștia sunt din gama ProLine, aditiv profesional pentru curățare, o curățare mai în profunzime. Sunt alții mai slăbuți de întreținere, ăștia sunt tot de întreținere, dar un pic mai puternici, un pic mai concentrați. Foarte, foarte important și cu asta închei subiectul, nu băgăm doză dublă, triplă de aditivi și în cazul în care există mai multe tipuri de aditivi, spre exemplu, la Liqui Moly există aditiv de smoke stop loss, de DPF, de curățat sistem de injecție. Nu se bagă mai mulți aditivi simultan. Îți și spune pe ambalaj că dacă bagi ăla de DPF, nu-l bagi și pe ăsta. Deci bagi doar un singur tip de aditiv. Iar producătorii și ei au produsele lor care fac cam același lucru. Așa că aș vrea să încetăm cu aceste concepții, domne, dar produsele astea nu le recomandă nimeni sau de ce există, că de fapt fac mai mult rău decât bine. Orice produs care este utilizat corect aduce beneficii. Orice produs folosit în exces sau necorespunzător poate provoca mai multe belele. Iar dacă ai deja probleme cu mașina grave, nu folosești aditiv pentru că nu te ajută la mare lucru. Cam despre asta e vorba. Și producătorii fac și ei aditivi. BMW am văzut că are foarte multe produse de întreținere pe lângă aditivi și probabil că sunt și alții care de asemenea fac propriile lor
produse. Găsiți toate aceste produse pe 99vehicles.ro. Eu acum sunt la magazin. Ăsta e 53 de lei. Ăsta e tot 53 de lei. Iar cei de la Lichimori, să știți că ăștia cel puțin sunt un pic mai scumpi, pentru că sunt din gama Pro Line. Ăștia chiar se recomandă la servisuri. În esență, ele sunt gândite să ne ajute, dar contează foarte mult și cum le administrăm. O administrare corectă, chiar și producătorii recomandă. Așteptăm jos părerile voastre, ne vedem în următoarele episoade.